Miercuri seară, botoșănenii au ieșit din nou în stradă pentru Alexandra. Adunați în parcarea de la administrația fiscală din municipiu, câteva sute de oameni au mers cu mașinile prin oraș după un traseu prestabilit, apoi s-au oprit în fața maternității. Solidari cu familia tinerei, care a decedat pe patul de spital după o noapte de agonie, botoșănenii continuă să ceară pedepsirea cât mai urgentă a vinovaților. Toți care au greșit afară, nu păsuiți și imediat puși înapoi în funcție. Nu, ai greșit un caz, două. Zeci de cazuri, nu unul. Zeci de cazuri care au fost toate mușamalizate în funcție de cum au vrut cel mai de sus în funcție. Totul e pe bani la noi în țara asta. Totul e pe bani în țara asta. Deci se întreabă prima și prima dată când intri însărcinată unde lucrezi ca să știe ce fel de respect, ce fel de respect ți se oferă. Asta e simplu ca bună ziua. Deci de când, că nu mai e mită, că nu este, că nu e, de când suntem în Botoșani, tot mită se dă și oriunde se dă. Înainte, mamele ruinei erau de la 11 copii. Această doamnă este mamă eroină. Nu există altă variantă decât cei care au greșit și au greșit flagrant trebuie să se retragă din sistem că nu au ce să caute. Ăștia lucrează cu viață. Deci e problema de viață aici. Miercuri, Angel Călin a fost eliberat din funcția de manager al Spitalului Județean Botoșani. Conducerea unității a fost preluată de medicul Monica Dăscăliței. În mare parte, protestul mare ăsta a fost, dar de acum vom încerca să facem, să tot să aducem o magie. Să ne adunăm, să-i aprindem o lumânare, pentru că și tăcerea câteodată, adică protestele astea pașnice, noi asta vrem să facem, un protest pașnic, nu vrem scandal, nu vrem gălăgii, vrem să rezolv totul legal. Tot ieri, președintele Consiliului Județean a cerut public medicilor implicați în cazul Alexandrei să demisioneze, iar o parte din personalul medical din tura de joi spre vineri a fost audiat de poliție. Să apară decizii, cât mai multe decizii. Așteptați ca medicii să demisioneze? Eu aștept ca ei să demisioneze, iar trebuie demiși din funcție, nu să demisioneze. Pentru că ei oricum nu o să ai bunul simț să demisioneze niciodată. Ei, dacă n-au avut bunul simț măcar să trimit un mesaj sau ceva de condoleanțe, nu pare rău. Dacă ei n-au avut bunul simț ăsta, să ai bunul simț să demisioneze niciodată, eu nu cred. Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat recent că atitudinea cadrelor medicale de la maternitate în noaptea de joi spre vineri este de neînțeles.